zile și învâltoarea ei tu să veghezi. În rugăciunea dragostei și-a mine, doar cu Iisus rămâi și să lucrezi. Gândul iar înspre Iisus, îi cântă lauda și îi mulțumește. De-a lui cărare Domnul iarăși te-a adus. Vechează în orice clipa vieții tale, și atunci când totul e senin, că firea ta era din calea afară și-n jurul tău e un dușman harit. Iar în amor când totul se odihnește, gândul iar înspre Iisus, îi cântă lauda și îi mulțumește. Ca lui cărare Domnul iarăși te-a adus. Iar în amor când totul se odihnește, îndreaptă-ți gândul iar înspre Iisus, îi cântă lauda și îi mulțumește. Ca lui cărare Domnul iarăși te-a adus. Slăvit și binecuvântat să fie Tatăl iubit din cerul Domnului Iisus și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Mulțumim Tatăl iubit din ceruri că bunătatea și îndurarea Lui s-a înnoit față de viețile noastre și în dimineața aceasta putem să fim din nou în casa de rugăciune, în casa Domnului, și Biblia ne fericește pe cei ce stăm în casa Lui că și tot mai putem să lăudăm numele Lui cel Sfânt. Haideți, plin de bucurie și recunoștință, să aducem jertfa mulțumirii înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu ne-a purtat de grijă, ne-a ocrotit și ne-a purtat pe brațul Său până în acest moment și dorim ca El să fie înălțat și în această zi și pe El vrem să-L înălțăm, să-L cinstim, să-L onorăm și să ne închinăm. Amin. Ne rugăm cu toți.
Stăm înaintea Domnului și deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 120. Vedeți ce aici au Biblia, pagina în Biblie 628. Psalmul 120, o cântare a treptelor. Cuvântul Domnului în această dimineață ne vorbește tuturor astfel. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă în sufletul de buza mincinoasă de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție? Ce-ți aduce El ție limba înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinii cu cărbune aprinși de enuper. Vai de mine că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. Amin. Așa cum stăm înaintea Domnului, după ce am ascultat acest cuvânt minunat al Domnului, haideți, așa cum spune și psalmistul aici, către Domnul strig. Haideți să strigăm și noi către Domnul, ca El să lase pacea Lui. Așa cum și psalmistul se ruga pentru pace. Ca pacea Lui Hristos să locuiască în inimile noastre și în fiecare familie, în biserica sa și El și în această zi, să facă ca această pace a lui Hristos să sporească în ființele noastre, Duhul Său cel Sfânt să însuflețească fiecare frate și soră și în această zi de asemenea să se îngrijească Domnul să dea pace și celor care încă n-au pacea lui Hristos în ei, să le dăruiască Domnul și prietenilor din această zi pacea sa, mântuirea sa și viața sa cea veșnică. De asemenea am vrea să ne rugăm și pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea Israelului. Haideți, așa cum stăm înaintea Domnului, să ne rugăm în acest sens. Și Domnul să aibă milă și să ne binecuvânteze. Amin.
Vă rog să vă așezați, dăm slavă Domnului cântând dintr-o cântare. Suntem în fața psalmului 120, o cântare a treptelor, este numită așa din cauza că pelerinii îl cântau atunci când se suiau la templu cu ocazia marilor sărbători în Israel, cu ocazia Paștelor sau altor sărbători.
Cercetătorii Scripturii spun că este scris de David. Nu știu dacă e așa. Dar psalmistul stă și își plânge, își varsă inima înaintea lui Dumnezeu. Și este atât de convins că Dumnezeu îl ascultă. La fel cum noi astăzi ar trebui să fim convinși că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Aș vrea să vă citesc ceva din 1 Petru 2, 19 până la 21. Psalmistul era atât de supărat că oamenii îl vorbesc de rău, că oamenii îl bârfesc, că oamenii spun tot felul de lucruri neadevărate despre el. Și uitați ce îmi spune 1 Petru 2, 19 până la 21. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Suntem chemați într-o lume ca aceasta să trăim ca și oameni integri. Suntem chemați să trăim în mijlocul unor oameni care au poate două fețe și care ne bârfesc și ne aruncă cu minciuni împotriva noastră. Trăim într-o lume în care adevărul este relativ pentru mulți dintre semenii noștri și totuși Dumnezeu ne cheamă să trăim în mijlocul unor astfel de oameni și mai mult să putem să ne manifestăm integritatea și să-L arătăm pe Hristosul care locuiește în noi. Mai mult, să răspundem răului care ni se aduce cu bine. Ascultați ce spune din nou 2 Petru 3 cu 9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Citeam despre oamenii aceștia care sunt amintiți în versetul 5. Oameni din Meșec și oameni din Chedar. Oamenii aceștia erau recunoscuți pentru că erau niște oameni sălbatici, niște oameni necivilizați. Trăim într-o lume ca aceea, cum zicea și Ecleziastul, că toate rămân la fel, nu se schimbă. Tot ce a fost va mai fi. Și totuși, Dumnezeu ne cheamă să fim o binecuvântare pentru oamenii ăștia. Ne cheamă să-L manifestăm pe Hristos, să lăsăm pe Dumnezeu să se manifeste prin noi și prin viața noastră. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea puterea să facem lucrul ăsta. Să ne dea puterea ca să putem să trăim o viață sfântă, nu doar în lume, ci și între credincioși. Spunea Pavel că trebuie să fim o pildă chiar și pentru credincioși. Și chiar lucrul ăsta pare cumva ieșit din comun, dar Scriptura spune despre lucrul ăsta. Trebuie să fim o pildă chiar și între noi, unii între noi. Cuvântul Domnului ne spune din nou în Matei 5 cu 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Pentru asta vreau să ne rugăm, să putem să fim în stare să răbdăm crucea lui Hristos, să putem să fim în stare să îl manifestăm pe Hristos prin viața noastră, să putem să fim în stare să-l ducem pe Hristos altora și să avem roade, de ce nu, în fiecare an. Un mare predicator, Moody, nu putea să doarmă dacă n-a vorbit cu o persoană într-o zi. Și s-a întâmplat ca într-o zi să fie 12 noaptea și și-o spus că, Doamne, n-am vorbit cu nimeni astăzi.
Și a ieșit la 12 noaptea și s-a dus la un cercetător și a vorbit cu el despre Hristos. Nu doar prin vorbe, ci și prin fapte. Trebuie să trăim așa. Haideți să ne rugăm pentru lucrul ăsta.
Vă rog să vă așezați și dăm slavă Domnului cântând din nou. Păstorul meu, ai sufletului meu, așezi viața mea azi în mâna ta. Astăzi hotărăsc cu tine să trăiesc și să rătăcesc, azi la cruce mă opresc, ție pe deplin Iisus mă dăruiesc. Curățește-mi inima, umple-o de prezența ta și părățește-mi să rătăcesc, azi la cruce mă opresc, ție pe deplin Iisus mă dăruiesc. Curățește-mi inima, umple-o de prezența ta și împărățește tu pe veci. Păstorul meu, ai sufletului meu, așez viața mea azi în mâna ta. Astăzi hotărăsc cu tine să trăiesc și vreau să îți spun sau prin încercări să trec, știu că El, păstorul meu, mă va păzi. Pot să-mi frunt orice munte, orice val și orice greu, că păstorul meu e însuși Dumnezeu. Sau prin încercări să trec, știu că El, păstorul meu, mă va păzi. Pot să-mi frunt orice munte, orice val și orice greu, că păstorul meu. Păstorul meu, ai sufletului meu, așez viața mea azi în mâna ta. Astăzi hotărăsc cu tine să trăiesc și păstorul meu, al sufletului meu, așez viața mea
Ce minunată a fost cântarea, nu-i așa? Și dacă am fost atenți, avem multe de învățat din ea. Sunt dimineața aceasta, de asemenea, psalmistul face această afirmație deosebită: destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace. Aș vrea în dimineața aceasta să citesc câteva versete din Isaia 53. Această pace să locuiască în inimile noastre a celor mântuiți și în această pace să o primească și cei care sunt nemântuiți. Și în această zi sunt aici, în prezența lui Dumnezeu. Și să conștientizeze cine este acela care a adus adevărata pace, care ne conferă siguranța mântuirii aici și de asemenea într-o zi va veni să ne ia acasă în împărăția sa slăvită. Isaia 53, am să citesc câteva versete, la versetul 8. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui au crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Slăvit să fie Domnul! Apoi, iubiții mei, în cuvântul Domnului, la 1 Petru, iată ce spune cuvântul Domnului: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Amin. Am vrea în următoarea rugăciune să ne rugăm pentru cei nemântuiți, pentru copiii din familiile noastre care încă nu cunosc pe Domnul și încă n-au primit mântuirea lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, pentru prietenii care vin în adunare. Unii dintre ei chiar solicită și alții sunt aduși de frați sau de surori înaintea Domnului ca să ne rugăm pentru mântuirea lor. De asemenea, am vrea să ne rugăm și pentru colegii noștri de serviciu, de școală, de facultate sau vecinii noștri care locuiesc cu noi în același cartier sau pe aceeași stradă sau în același imobil, ca Dumnezeu să se îndure prin Domnul Iisus Hristos și de ei și să-i mântuiască. Iată ce vorbește un solicitare: iubită biserică, doresc să ajutăm în rugăciune pe un prieten care vine aici în adunare și trece printr-o grea încercare. Dumnezeu să-l ajute să se pocăiască până nu-i prea târziu. Domnul să se îndure și să-i dăruiască mântuirea în această zi. Dacă este aici, îl încurajez. Iisus este aici prezent în mijlocul nostru după făgăduința sa și dacă în această zi vei chema numele Lui, vei chema ca El să intre în viața ta ca rege pace. El va aduce pacea sa iertându-te și spălând viața ta prin sângele său care a curs pe crucea din Golgota și pentru mântuirea ta, dragul meu prieten. De aceea, haideți să ne rugăm înaintea Domnului, ne ridicăm cu toți înaintea Domnului și ne rugăm în sensul acesta. Pentru că și psalmistul a spus: destul, destul am locuit, destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace. Domnul să dăruiască pace și celor care încă n-au primit pacea sa. Amin.
Amin. Vă rog să vă așezați și dăm slavă Domnului cântând. Iubește-L să fii mântuit. Doamne, ajută fiecăruia dintre noi să facem ceea ce ne spui Tu, pentru că astfel, cerând de la Tine, Tu să ne dai viața Ta veșnică. Slăvit să fie Domnul! Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă, zice psalmistul în dimineața aceasta. Apoi cuvântul Domnului tot din 1 Petru spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremea de apoi.
În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Pe voi, pe care voi îl iubiți, fără să-l fi văzut, credeți în el, fără să-l vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea voastră. Amin. Haideți, în următoarea rugăciune, să ne rugăm pentru cei care trec prin încercări, și acestea sunt felurite încercări, care trec prin suferință. Un bilet spune: vă rog să vă rugați pentru o soră din Kândrea, grav bolnavă, ca Domnul să se îndure de ea și să o vindece. Sora Mărincean spune: Domnul să se îndure și de această soră. Să facem o rugăciune pentru Martin și Eva și familia. Martin este paralizat la pat. Dumnezeu să lucreze după voia Lui. Vă mulțumesc! Domnul să lucreze și în această familie și să se îndure, pentru că El este atotputernic. Slăvit să fie numele! Vă rog să ne rugăm pentru o bebeluș, se zice, de 2 săptămâni, care a fost adusă azi noapte de la spitalul din satul mare la urgență. Acum este în perfuzii. Domnul să lucreze în milă și îndurare și să întărească familia. Amin. Domnul iubește toți oamenii și ne-a arătat că iubește în mod special și copilașii. Cred că în această zi Domnul va asculta rugăciunea și în dreptul acestui bebeluș. La Domnul totul este cu putință. El poate să intervină chiar acum în rugăciunea aceasta, în timpul acestei rugăciuni, și să dăruiască vindecare acestei fetițe de 2 săptămâni. De asemenea, să ne rugăm și pentru ceilalți frați și surori care trec prin încercări și care unii dintre ei sunt chiar aici. Și apoi, la sfârșit, să nu uităm de asemenea să ne rugăm pentru fratele Gabi, care este bolnav, care este acasă, ar fi vrut să vină dimineața, ne-a sunat că este o problemă de sănătate care nu îi permite să ajungă la casa de rugăciune, și știm fiecare că în suferință nu-i ușor, dar așa cum este scris în cuvântul Domnului: pot tot un Hristos care mă întărește. Domnul să-l întărească și pe dânsul și să-l izbăvească și din această încercare. Și nu în ultimul rând să mulțumim cei care am beneficiat de intervenția Domnului, mulțumim și pentru fratele Puiu Bai, că îl vedem că este din nou aici în adunare, slăvit să fie Domnul că l-a ajutat. Nu i-a fost ușor nici lui în această încercare, dar binecuvântat să fie Domnul care s-a îndurat și în dreptul lui, așa cum s-a îndurat și în dreptul nostru. Și cum o va face și în dreptul celor pentru care ne vor ruga în continuare. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului și să ne rugăm în acest sens, și Domnul să fie slăvit în toate. Amin.
Doamne Tată, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, și te glorificăm, Iisus, pentru toate. Doamne, îți mulțumim că Tu ne-ai ascultat rugăciunile în această zi, Doamne. Te laud, Doamne Dumnezeule, și pentru încercările care le-ai rânduit, Doamne, peste viețile noastre, pentru că știm că Tu ne șlefuiești. Și știm, Doamne Dumnezeule, că la sfârșit vom putea să devenim aur curat, Doamne. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc, Doamne, că ai ascultat rugăciunile cu privire la problemele care s-au adus înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că te vei atinge și de acest copilaj de 2 săptămâni. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, și pentru că te vei atinge de celelalte probleme care au fost aduse înaintea Ta, Doamne. Doamne, te rog, rămâi acum peste noi. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ne-ai vorbit. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că am putut să ne închinăm înaintea Ta în dimineața aceasta, Doamne. Și te rog în continuare să fii prezent la această părtășie. Îți mulțumesc, Doamne. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați și continuăm din slavă Domnului. Lumina ta dimineața.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. S-au terminat taberele, concediile, majoritatea dintre noi deja ne-am întors acasă. Nu mai este mult și cei mai tineri dintre noi o să spună ce scurtă a fost vacanța cea lungă. De fapt, suntem trecători prin viața aceasta, ne ducem. Viața este ca și o călătorie. Venim, stăm puțin și apoi ne ducem. De aceea, este bine să răscumpărăm vremea. Adică, în timpul pe care Dumnezeu ne-l pune la îndemână, să ne luptăm, să facem ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi să facem. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. În trecerea noastră prin lumea aceasta, vedeți, ne întâlnim cu mai multe momente. Este o zi când am venit în lume, urmează copilăria noastră, adolescența, tinerețea noastră și fiecare moment al vieții noastre este marcat de anumite lucruri. Unul dintre evenimentele care marchează viața noastră și cred că după mântuire este pe locul 2, este intrarea noastră în viața de familie. Dacă va fi cu voia Domnului, în timpul de părtășie de duminica viitoare de dimineața, aici va avea loc sărbătoarea căsătoriei a doi tineri. Îi rog să vină aici. Chiar că sunt tineri. Dacă ne uităm bine la ei, ne întrebăm de ce așa repede. Dar ne bucurăm pentru ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ocupați-vă. Așa trebuie să fie. Și când aflu că doi tineri discută împreună și sunt cât de cât serioși în proiectul lor de viitor, le spun, cu cât vă căsătoriți mai repede, cu atât este mai bine. Și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere financiar. În lumea aceasta în care noi trăim, sunt atât semeni de ai noștri care își terfelesc în păcat, în fără de lege, în nelegiuire, tinerețea lor, viața lor, în alcool, în droguri, țigări, nopți nedormite și te uiți la unul dintre ei și spui, domnule, ăsta are 30 și ceva de ani. Și când colo e undeva la 20, poate sub 20, și te uiți la unul care a crescut, s-a născut și a crescut într-o familie de credincioși, care s-au luptat, s-au străduit să lupte împotriva curentului vremii, iubindu-L pe Domnul, slujindu-L pe Domnul. Și te uiți la ei, zici, domnule, de ăștia, vor termina școala generală? Pentru că au frumusețea lor care nu s-a distrus, frumusețea lor care nu s-a terfelit în mizerie. Și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și copiii și părinții, să fie oameni tari, ființe puternice înaintea Domnului. Și Dumnezeu să-și lase binecuvântarea Lui peste toți. Amin.
Dacă va fi cu voia Domnului, la finalul acestei luni, pastorul David Ton va veni în țară. Vom avea cu noi la părtășie pentru 4 servicii divine. Dacă nu greșesc, data de 25, joia, vinerea 26 și duminica ce urmează dimineața și după masa va fi cu noi la părtășie. Ne rugăm Domnului și pentru călătoria Lui și, de ce nu, Dumnezeu să continue să-L folosească ca o unealtă în mâna Lui pentru nevoile spirituale pe care Dumnezeu vede că biserica Lui de aici le are. Vrem împreună să dăm slavă Domnului cântând, în același timp să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Fratele Neluțu va avea câteva cuvinte din Scriptură pentru noi. Dorim undeva 11 și un sfert cel târziu să încheiem serviciul de părtășie și să rămânem cu membrii majori aparținători acestei biserici. Și acum aminteam serviciile de părtășie trecute ca să schimbăm câteva gânduri legate de Biserica Domnului de aici. Așadar, împreună să dăm slavă Domnului cântând, ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, cântă și corul și apoi ne rugăm ca binecuvântarea Domnului să fie peste fratele Neluțu Matiș și să aibă un cuvânt din Scripturii pentru noi toți. Amin. Salva
Așa cum stăm în această poziție, haideți cu respect și cu reverență să deschidem Cartea Sfântă Scriptura la prima carte a Apostolului Pavel scrisă Corintenilor la capitolul 5 și să citim, începând cu versetul 6, următoarele trei versete. Capitolul 5, 1 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 6. 1115 în traducerea Cornilescu. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, prasnicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Tatălui nostru Ceresc că și în această dimineață, așa cum bine știți, bine știm și cunoaștem, suntem la sărbătoare. Și această sărbătoare a Bisericii Domnului de aici este sărbătoarea împărtășirii cu corpul și sângele Domnului Iisus Hristos, lucrare la care participăm ca și biserică neoprotestantă, biserică penticostală, de cel puțin o dată pe lună. Așa este rânduiala. N-ar fi greșit dacă această sărbătoare ar fi și mai des în bisericile Domnului, pentru că ucenicii o sărbătoreau ori de câte ori se adunau împreună. Dar aceasta este rânduiala, deocamdată. Rămânem sub această rânduială și cu ajutorul lui Dumnezeu ne străduim ca în fiecare lună, odată, cel puțin odată, să fim la sărbătoarea aceasta a împărtășirii cu corpul și sângele Domnului. Slăvit să fie numele Lui, pentru că și în dimineața aceasta, gândul nostru de a fi la sărbătoare a fost însoțit de călăuzirea Domnului, de protecția Lui divină și am putut să fim și putem să fim aici împreună cu frații, la această părtășie frățească, la rugăciune, la vestirea cuvântului și apoi, în final, la frângerea pâinii, mărit să fie numele Domnului. Aș vrea în câteva cuvinte, așa cum spunea fratele Gicu, scurt, pentru că timpul astăzi este limitat, pentru că avem și acest sfat frățesc. De aceea aș vrea să ne oprim la câteva gânduri scurte pe care, nu că nu le-ați mai auzit, le-ați mai auzit, sunt cuvintele Scripturii și textul acesta s-a mai citit de atâtea ori, dar dacă îl reamintim, îl facem mai proaspăt în viețile noastre, îl facem actual minții noastre și medităm la el, mărit să fie numele Domnului. Aș vrea să ne uităm unii la ceilalți și să vedem cât de frumoși, cât de eleganți, cât de bine ne-am îmbrăcat pentru această zi și am venit poate cu cele mai frumoase haine ținute pe care le avem și am avut grijă, nu? Am avut grijă de trupul acesta să-l îmbrăcăm, să-l hrănim și să-l aducem aici în prezența Domnului, nu oricum, nu oricum, și bine aceasta, nu-i rău. Pentru că ori de câte ori venim aici la casa Domnului, trebuie să avem o ținută corespunzătoare, o ținută care să o regăsim pe paginile Sfintelor Scripturi și să ne îngrijim și de trupul acesta. Cu alte cuvinte, am dat și trupul acesta o înfățișare să-i placă Domnului și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi își vrea să cred că pentru această sărbătoare, nu numai aspectul acesta exterior, al ținutei noastre exterioare l-am avut în vedere, ci vreau să cred că pentru sărbătoare am avut în vedere și curățirea noastră lăuntrică, starea noastră spirituală și ne-am pregătit pentru această sărbătoare. Și am venit aici cu ținuta noastră spirituală mai aparte, cu ținuta noastră lăuntrică deosebită înaintea Domnului. Dar mă rog Domnului ca această ținută spirituală să nu fie numai pentru duminicile de cina Domnului, așa cum spuneam odată pe lună, ci sărbătoarea și prasnicul să continue în viața noastră în fiecare zi.
Să avem grijă de ținuta noastră spirituală în fiecare zi și Domnul să ne ajute la aceasta. Pentru că praznicul acesta, praznicul, sărbătoarea, iubiții mei, în viețile noastre, a început odată cu domnia Domnului Iisus Hristos, de atunci de când l-am proclamat Domn și Mântuitor. Și ea trebuie să continue, să existe sărbătoarea aceasta a trecerii noastre din întuneric la lumină, sărbătoarea aceasta a împăcării noastre cu Dumnezeu, să continue în toată viața noastră, în fiecare zi, și Domnul să ne ajute la aceasta. Când vorbim despre aluat în Scripturi, găsim cel puțin două exemplificări și două pilde pe care Domnul nostru Iisus Hristos le dă. Și anume, Domnul Iisus Hristos vorbește despre aluat ca fiind păcatul, simbolizând păcatul, și spune așa că să ne ferim de aluatul fariseilor. Să ne ferim de acest aluat al fariseilor. Și știți ce spune Scriptura despre farisei. Nu-i cazul să dezvoltăm acum în dimineața aceasta aici. Și apoi când vorbește despre aluat, Domnul Iisus Hristos vorbește în pilde și spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat care, pus într-o plămădeală, lucrează într-o dată această plămădeală și crește plămădeala aceasta. Deci iată că găsim exemplificat pe paginile Sfintelor Scripturi aceste două exemple în care este pus în lumină aluatul ca fiind păcat, și apoi aluatul ca fiind, iubiții mei, împărăția lui Dumnezeu care crește. De aceea, dimineața aceasta, cuvântul Scripturilor pe care l-am citit ne spune: nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Iubiții mei, ne străduim în fiecare zi să măturăm aluatul cel vechi. Ne străduim în fiecare zi să răstignim firea pământească împreună cu poftele și patimile ei. Și bine facem, că aceasta e de datoria noastră. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit, Dumnezeu și-a făcut partea Lui în ce privește iertarea noastră și justificarea noastră înaintea Tatălui nostru ceresc. Dar nu-i suficient. Dumnezeu și-a făcut partea Lui. Ca aceasta să constituie un întreg, este nevoie de aportul nostru, iubiții mei. Pavel aici, scriind Corintenilor, spune: nu vă lăudați bine. Corintenii au ajuns să se laude oare cu păcatul lor? Păcatul să fie pus la loc de cinste? Pavel spune: cu toate că nu sunt cu voi în ce privește trupul, dar Duhul meu este cu voi acolo și vă scriu, nu vă lăudați bine. Puțin aluat dospește toată plămădeala. Măturați-l! Scoateți-l afară! La rândul nostru și noi avem de luptat și trebuie în fiecare zi să măturăm casa sufletului nostru, să facem curățenie înăuntrul nostru și să ne luptăm pentru aceasta. Dar sunt câteva piedici, iubiții mei, care uneori ne dau bătăi de cap. Uneori se împotrivesc acestei curățenii și nu putem să o facem cu desăvârșire. Și aș vrea să amintesc doar câteva din ele, sunt mai multe. Dar câteva în dimineața aceasta vreau să le amintesc și să luăm aminte și să punem la inimă lucrul acesta și Dumnezeu să ne ajute să ne folosim ca să dăm la o parte aceste piedici, ca să putem face curat în sufletele noastre, să măturăm aluatul cel vechi, simbolizând păcatul, și să ne apropiem de Dumnezeu așa cum dorește El. Și anume, una din piedicile care sunt pe calea aceasta a curățirii păcatelor noastre este, iubiții mei, mândria. Și anume, nu vreau să știu că este altcineva mai bun decât mine. Eu sunt mai bun, eu cânt mai bine, eu predic cel mai bine, eu mă rog cel mai frumos din biserică și ne mândrim cu lucrul acesta. Și poate ar trebui să spunem: Doamne, eu nu pot să cânt așa cum cântă celălalt, eu cânt mai slab.
Doamne, eu nu predic cum predică celălalt, eu predic mai slab. Doamne, nu pot să mă rog cu atâta foc cum se roagă alții, n-am atâta stăruință și dorință de rugăciune. Și uite așa, iubiții mei, apare mândria, eu. Dumnezeu să ne ajute să îl dăm la o parte și să ne recunoaștem în fața lui Dumnezeu și să nu mai fim mândri cu sfințenia noastră, ci să ne recunoaștem înaintea Lui ca fiind slabi, păcătoși, nevrednici și să-L chemăm pe El în ajutorul nostru. De asemenea, iubiții mei, ipocrizia poate să fie o piedică în a da la o parte păcatul din viața noastră și să nu realizăm ceea ce suntem de fapt. Să spunem că suntem altceva și să întrebe unul sau pe altul, frate, cum ești? Slavă Domnului, sunt bine. Slavă Domnului, sunt bine. Și pe de altă parte, sunt păcate, sunt fără de legi care le purtăm, le târâm după noi, un handicap spiritual pe care îl purtăm și nu vrem să recunoaștem aceasta. Și suntem ipocriți. Dumnezeu nu ne iubește, iubiții mei, în felul acesta. Dumnezeu dorește să spunem lui Dumnezeu ceea ce suntem. Doamne, asta sunt. Și dacă e nevoie să spui fraților și să-ți mărturisești păcatul, fă-o. Nu fii ipocrit, să nu fim ipocriți, ci să facem cu toată dăruirea înaintea lui Dumnezeu, să ne deschidem înaintea Lui și să-i spunem ceea ce suntem și Dumnezeu ne va ajuta, recunoscând ceea ce suntem, să nu mai fim ipocriți și să putem da păcatul la o parte. De asemenea, iubiții mei, lipsa citirii cuvântului lui Dumnezeu este o piedică. Lipsa citirii cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ne aprofundăm privirile în cuvântul lui Dumnezeu, dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este lumina despre care spunea și săptămânile trecute am citit aici, duminică după duminică, Psalmul 119, care cu precădere ne vorbește despre legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, rânduirile lui Dumnezeu. Dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este mai dulce decât picurul din faguri pentru noi, decât mierea din faguri pentru noi, dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este o lumină pe cărarea noastră, dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este îndreptarul învățăturilor sănătoase, dacă nu ne aprofundăm privirile noastre în legea Domnului, iubiții mei, este o piedică. Este o piedică în a mătura, în a înlătura păcatul din viețile noastre. De asemenea, iubiții mei, dacă nu luăm în seamă puterea acestui păcat, puterea păcatului de a ne contamina viețile noastre. Știți, apostolul care a scris cartea către evrei, se presupune că ar fi Pavel, alții sunt de altă părere. Dar în cartea Evrei spune că să dăm la o parte păcatul, fără de legea care ne înfășoară așa de lesne, e așa de contaminos păcatul, iubiții mei. Ne contaminează ușor, lesne. Și ne înfășoară, și ne înfășoară, și ne înfășoară. Și dintr-un strat subțire pe care îl înfășoară în inima noastră păcatul, ajunge să fie de centimetri. Și apoi ne trezim că nu mai putem scăpa de păcat. Boala aceasta odată contaminată s-ar putea pentru unii să fie incurabilă, de care să nu poată scăpa. Iubiții mei, să realizăm lucrul acesta că păcatul este așa de puternic în contaminare și poate să ne înfășoare lesne, ușor, să ne prindă și apoi să ne țină legați și să nu mai putem scăpa de el. Să fim preventivi. E mai ușor să previi o boală decât să o tratezi. După ce ai contaminat boala, trebuie să treci la un tratament susținut ca să poți scăpa de ea. Dar ca să o previi, se pare că din câte s-a studiat e mult mai ușor. Doamne, ajută-ne și nouă, din punct de vedere spiritual, să prevenim a contamina păcatul și acesta să nu-și mai pună amprenta asupra vieților noastre, să nu mai fim contaminați de acest microb al păcatului și să luptăm, să prevenim ca el să vină în viețile noastre. De asemenea, iubiții mei, o altă piedică este lipsa evaluării. Dacă nu te-ai oprit, așa cum spune Psalmul 46 din Scripturi, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dacă nu ne oprim din alergarea noastră și dacă nu ne facem o evaluare corectă a vieții noastre în lumina Scripturilor, iubiții mei,
este o piedică în a mătura, în a lătura păcatul din viețile noastre. Să ne oprim, să facem o evaluare, așa cum știm să ne facem evaluările atunci când facem un proiect și evaluăm ce avem și ce putem face. Așa să facem și din punct de vedere spiritual. Să evaluăm viața noastră spirituală, să vedem cum stăm în relația noastră cu Dumnezeu. Dar să o facem sincer. Să avem puterea aceasta, să o facem în mod real. Și acum spuneam să nu fim ipocriți cu noi înșine, ci să o facem în mod real. Și atunci facem evaluări, vedem, privim chipul nostru în oglinda aceasta în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă trebuie ceva corectat, să corectăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi, iubiții mei, o altă piedică și ultima pe care o amintesc în dimineața aceasta aici, este faptul că lipsesc relațiile. Lipsesc relațiile, iubiții mei. Și ne-am fragmentat, poate, cei tineri, cei bătrâni, cei de vârstă medie, ne-am fragmentat și la unii ne plac programele mai, la alții mai. Dar, iubiții mei, Dumnezeu vrea ca biserica Lui să fie una, să lupte în unitate pentru menirea pe care o are, aceea de a prezenta chipul lui Hristos în lumea aceasta. Dumnezeu să ne ajute să întreținem între noi niște relații frățești în ce privesc lucrurile spirituale, așa cum și obișnuim să fim aici la părtășii, să fim împreună la închinare, să ne bucurăm de prezența Domnului aici. Și apoi, iubiții mei, sunt și un alt tip de relații, și anume relațiile acestea, părtășiile acestea, așa, pe familii, dacă vreți, ca indivizi. Noi avem nevoie de părtășii și Dumnezeu așa ne-a creat. Dumnezeu așa ne-a creat. Nu-i bine ca omul să fie singur. Vorba acolo de familie. Și în familie trebuie să fie, în primul rând, părtășii. Cu atât mai mult în biserica Domnului, între frați și surori, între copiii Domnului și Dumnezeu, să ne ajute la aceasta. Aș vrea apoi să vă spun ce trebuie să facem ca să eliminăm păcatul. Sunt câteva piedici, dar sunt și câteva lucruri pe care trebuie să le facem și, în scurte cuvinte, doar trei lucruri vreau să amintesc în sensul acesta, și anume faptul că, în primul rând, iubiții mei, așa cum spunea Pavel corintenilor, trebuie măturat aluatul, și cred eu că e un cuvânt prea bun, prea așa blând pe care Pavel l-a spus. Noi trebuie să ucidem păcatul, iubiții mei, să ucidem păcatul din viețile noastre, să nu-i mai dăm nicio șansă la viață. L-ai înlăturat și el poate să vină din nou. Dar când l-ai ucis, când l-ai omorât, când l-ai distrus, nu se mai întoarce. Și lucrarea aceasta de ucidere a păcatului nu putem face decât prin ajutorul Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să o facem și să o facem în mod desăvârșit, astfel încât el să nu mai aibă nicio putere asupra vieților noastre. De asemenea, iubiții mei, să ne prețuim stăpânul. Așa cum spunea Apostolul Pavel scriind corintenilor, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. De aceea, fie ca Dumnezeu să ne ajute să prețuim și să ne cinstim stăpânul nostru, să-i dăm cinstea care se cuvine celui ce a plătit prețul păcatelor noastre, pentru că El, Hristos, Domnul, a rezolvat problema păcatelor noastre și prin El avem dreptul la viață împreună cu El, mărit să fie numele Domnului. De asemenea, un alt lucru pe care trebuie să-l facem pentru a elimina, pentru a îndepărta păcatul din viețile noastre, este să iubim adevărul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Spune cuvântul Domnului că să prăznuim dar prasnicul nu cu un aluat vechi, ci cu un aluat nou. Nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Să iubim adevărul, iubiții mei. Da, să iubim adevărul. Și așa cum poporul Israel, la ieșirea din Egipt, trebuia să aibă în vedere, să aibă cu ele acele verdețuri amare la praznic, când la sărbătoarea aceasta a ieșirilor din Egipt, trebuie să mănânce mielul acela pascal și să aibă această sărbătoare împreună cu ierburi amare, verdețuri amare. Poate uneori e greu. Trebuie să plătești un preț pentru aceasta, ca să iubești adevărul, să spui adevărul. Dar trebuie să suferim și aceasta și să
fim dispuși să spunem adevărul în ce privește lucrarea lui Dumnezeu și dacă este nevoie să spunem că avem păcate, chiar dacă e greu, chiar dacă e greu, că sunt păcate și fără de lege, să facem conștienți de faptul că El spune, așa cum tot Pavel ne spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce și să bea, referindu-se la trupul, la corpul și sângele Domnului. Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm, Dumnezeu să ne ajute să înlăturăm păcatul din viețile noastre, ucigându-l, prețuindu-ne stăpânul și apoi iubind adevărul. Și cred că Dumnezeu ne va da biruință în sensul acesta și ne vom putea apropia de tainele sfinte, îndreptățiți de marea îndurare și marea jertfă a Domnului Iisus. Amin. Haideți împreună să dăm slavă Domnului cântând și în acest timp, frații slujitori să vină și ne pregătim să intrăm în sărbătoarea acestea părtășiri. Așa spunea Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu vă lăudați bine. Se lăudau și le spune, nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Vrea să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune de cercetare, de mărturisire. Și fiecare din noi să ne cercetăm pe noi înșine. Să cerem Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus Hristos să ne curățească în sângele Lui care a fost vărsat la Golgota, pentru că în felul acesta să putem să stăm la masă cu El. Când va înceta rugăciunea bisericii, vom continua să ne rugăm, cerând binecuvântarea Domnului peste pâine și peste rodul viței. Și vom face aceasta prin fratele Dan Bodea și prin fratele Sandu Mic. Pentru început, să ne rugăm împreună.
În numele Domnului Iisus Hristos stăm înaintea Ta, Dumnezeu nostru, și îți mulțumim de această dimineață minunată, Doamne, în care putem să stăm la masă cu Tine, Doamne. Te lăudăm și Te slăvim pe Tine pentru aceasta, Doamne. Stau înaintea Ta, Dumnezeul meu, și îți mulțumesc de dragostea care Ți-a arătat-o față de viețile noastre, Doamne. Îți mulțumesc că Ai venit în această lume, Doamne, și Ai murit pentru noi, Doamne. Ne-Ai răscumpărat și Ne-Ai făcut copii ai Tăi, Doamne, și astăzi putem să stăm la masă cu Tine, Doamne. Te slăvim și Te binecuvântăm pe Tine pentru aceasta, Doamne. Îi lucrarea Ta, Doamne. Ne zmerim înaintea Ta și îți mulțumim. Doamne, Dumnezeul meu, privesc înspre Tine în această dimineață și Te rog să binecuvintezi, Doamne, această pâine. Te rog, Doamne, să-i dai valoare de întrebuințare a trupului Domnului Iisus Hristos, Doamne, și învrednicește-ne ca, după cum trupul Tău, Doamne, a fost unul singur, să fim și noi o unitate în Tine, Doamne. Învrednicește-ne ca în smerenie și în sfințenie să prețuim, Doamne, jertfa Ta, Doamne. În fiecare zi, Doamne Dumnezeule, să Te prețuim pe Tine și lucrarea ce Ai făcut tot în viața și ființa noastră, Doamne. Binecuvintează-ți poporul în această dimineață, Doamne, cu prezența Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Călăuzește-ne, Doamne, învrednicește-ne, Doamne Dumnezeule, ca să Te lăudăm pe Tine în orice timp și în orice vreme, Doamne. Mulțumim că Tu rămâi același Dumnezeu și nu Te schimbi, Doamne. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să privești, Doamne, spre cei care poate stau și plâng de multă vreme înaintea Ta, Doamne. Fă că atunci când vor mânca din pâinea aceasta, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze, Doamne. Dacă sunt boli sau suferințe, Doamne, dă-le vindecare în această dimineață. Ne-am pus încrederea și nădejdea în Tine, Doamne Dumnezeule. De aceea Te rugăm să lucrezi și îți mulțumim că Ne iubești. Amin. Tată scump care ești în ceruri, Te mai rugăm în dimineața aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos, să binecuvintezi acest rod al viței. Știm că la Tine este puterea de binecuvântare, credem aceasta, credem că L-ai și binecuvântat, Doamne, și ca valoare de întrebuințare pentru biserica Ta, pentru copiii Tăi în dimineața aceasta, El reprezintă sângele Domnului nostru Iisus Hristos, sângele Fiului Tău care a curs pe dealul Golgotei, pentru ca în acest sânge noi să fim sfințiți și curățiți. Îți mulțumim pentru aceasta, Doamne. Îți mulțumesc pentru toți aceia care în dimineața aceasta vor sta la masă cu Tine și cred că și Tu vei sta la masă cu noi în dimineața aceasta. Mă rog pentru binecuvintarea bisericii Tale într-o vreme ca aceasta, Doamne. Ajută-ne, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, ca să mâncăm trupul Tău și să bem sângele Tău și apoi vom învia în ziua de apoi. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru ocrotirea pe care Tu ai acordat-o familiilor noastre, soțiilor, copiilor, părinților, Doamne, fie ca biserica Ta în dimineața aceasta să se bucure de părtășia, de a fi la masă cu Tine și îți mulțumim că Tu ești cu noi. Amin. Așa cum stăm, să cântăm dintr-o cântare și în acest timp vom frânge pâine. Hristos a venit la noi jos, s-a jertfit pe Calvar și a dat viață Ta. Voi pleca în cerul său cu Hristos.
fost răstignit și cu el îți Scripturilor au dreptul să împărtășească toți acei care suntem ucenicii Domnului, pentru că Iisus împreună cu ucenicii a instituit această sărbătoare. Deci fiecare dintre noi, ca să ne putem împărtăși, trebuie să fie avut o zi în viața noastră, zi în care să fie înțeles că numai sângele Domnului Iisus Hristos poate să spele păcatele și fără de legile noastre. Apoi, într-un mod conștient și personal, am venit și am cerut ca El să spele, să ne curățească, să ne sfințească, să ne facă copiii Săi. După ce noi am fost curățiți și spălați prin sângele Lui, crezând în jertfa Lui de la Golgota, am avut ziua când am îmbrăcat haina albă, ne-am dus la apa botezului și am depus mărturia publică a cugetului nostru curat. Apoi ne-am integrat într-o biserică locală, unde ne-am străduit și ne străduim să trăim învățătura apostolică, părtășia frățească, părtășirea cu corpul și sângele Domnului și rugăciunea. Deci toți acei care am avut momentele acestea în viața noastră, în urma cercetării noastre, în urma verificării noastre, avem dreptul acesta și în același timp porunca din partea Domnului, ca să pomenim moartea Lui până va veni El. Și fie ca învredniciți în numele Domnului Iisus, ca biserica Lui să o putem face. Amin. Thank you.
Iată la Golgota sus, te-ai oprit, s-a scos ciocanele cumpat, să privești la fruntea lui, să puse de spini, și la sângele circus de vinovat. Te-ai oprit din drumul tău la cruce sus, ca să chem la sa prezență în viața ta și să spui totuia ușa inimii să-i o deschiză de-a. Dar tu să știi că te-ai iubit, când pentru tine am murit și-am luat supra sa. Astăzi tu prin el să fii salvat și iertat. Dar tu să știi că te-ai iubit, când pentru tine tu prin el să fii salvat și iertat. Te-ai gândit vreodată la iubirea lui? Te-ai gândit că el iertare-ți poate era? Lanțurile care te leagă, când podoase sinte el, le va schimba. Dar tu să știi că te-ai iubit, când pentru tine a murit și-a luat păcatul tău asupra sa. Astăzi tu prin el să fii salvat și iertat. Dar tu să știi că te-ai iubit, când pentru tine a murit și-a luat păcatul tău asupra sa. Astăzi tu prin el să fii salvat și iertat. Ești cel mai mare, Doamne, peste toate continentele. Ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Ești cel mai mare, Doamne, peste toate continentele. Ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Să vezi pe tine
Cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris în Ioan capitolul 13, pagina 1044 în Sfintele Scripturi, începând cu versetul 2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscorioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Sunt cuvinte pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos. Dacă cineva din greșeală a rămas neîmpărtășit, vrea acum să ne rugăm Domnului și după rugăciunea aceasta de mulțumire, vrea să vină în față să împărtășească, dacă din greșeală a rămas neîmpărtășit. Dacă în casele noastre avem pe cineva care ar fi vrut să fie la sărbătoare și nu s-a putut, datorită împrejurărilor, datorită neputințelor, să mai știu eu, altor probleme care i-au împiedicat. Să rămâneți să luați din pâine și din rodul viței și duceți-le și lor. Vrem rugămintea să spuneți la frații care o să vă servească pentru cine duceți. Situația în care sunt frați și surori despre care noi nu știm că sunt bolnavi, trec prin probleme, vrea să cunoaștem și noi aceste lucruri. Măsură care este posibil să putem să-i vizităm, poate e nevoie de un ajutor acolo,
nevoie, ne rugăm împreună cu ei. De aceea, spuneți-le, fraților, pentru cine duceți. Haideți așa cum stăm împreună. Să mulțumim Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus pentru sărbătoarea aceasta împărtășirii. Amin. Ne închinăm înaintea ta, Tată Ceresc, și în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim că Tu ești și rămâi Domnul nostru și păstorul vieților noastre. Fii binecuvântat pentru toate în veci. Amin. Amin. Să reocupăm locurile. Dacă sunt dintre cei care au fost cu noi la părtășii în dimineața aceasta și au pe cineva drag, apropiat, care ar fi vrut să se împărtășească și au venit aici și cu gândul acesta să ducă din pâine și din rodul viței, am vrea să o facem pentru ei. Cred că putem rezolva problema aceasta pentru toți, inclusiv pentru cei care sunt membri.